Fiecare dintre noi petrece timp în oglindă. Mai mult sau mai puțin. Fiecare dintre noi. Acolo ne aranjăm părul, acolo ne aplicăm tratamentele de înfrumusețare, acolo ne bărbierim, ne aranjăm mustața, ne potrivim hainele. Bun, toate lucrurile astea bărbați și femei, în egală măsură, nu e o problemă. Dar atunci când stăm în fața oglinzii, pentru că ne vedem Într-o oarecare măsură, din exterior, ne putem face o analiză. Vedem mai multe detalii despre noi, care atunci când nu avem oglinda lângă noi, nu le vedem. Dar stând în fața oglinzii, ne observăm și dintr-o dată ne scapă printre buze. Wow, ce gras sunt! Sau, hey, ce mică sunt! Sau, altă dată, ce ten închis am, sunt așa de bronzat! M-am bronzat prea tare! Însă, aș vrea să reflectăm puțin la aceste obiecții, să ne gândim puțin la aceste lucruri care ne trec prin cap atunci când ne uităm în oglindă. Când spui că ești prea gras, la ce te gândești? Te poți gândi cum arătai când ai fost mire sau mireasă, nu? Oh. Sau, dacă te gândești la un fotomodel sau la Barbie, sau te gândești la un luptător de sumo. Cum ar mai suna comparația ta? Atunci când spui că ești prea mic și te uiți și de-abia se vede bretonul în oglindă, la ce te gândești? La echipa de basket sau la triburile de pigmei? Când spui că itenul tău prea bronzat, dacă lângă tine ar sta o persoană care suferă de acea boală numită albinism sau un nigerian în dreapta, față de care ești prea bronzat? Nu e așa că Opinia asta ta trebuie să fie comparată cu ceva ca să poți să spui prea. Prea acesta trebuie să vină în funcție de ceva. Și valoarea cu care ne comparăm, valoarea aceea față de care ești prea sau prea, se numește valoare de referință. E o valoare de referință. Dacă valoarea de referință spune că 1.70 este statura ideală, tot ce e mai mare este prea înalt, și tot ce e mai mic este prea scund, nu? Dacă valoarea de referință spune că 86 de kilograme, hai să zicem 89, 89 de kilograme îi greutatea potrivită și ideală, atunci tot ce e mai mult este prea gras, tot ce prea, e mai puțin e prea slab. Și pentru toate aceste lucruri trebuie stabilită o valoare de referință, o măsură prestabilită. Și toate lucrurile au măsuri sau valori de referință. Toate lucrurile. Doar că în lumea nematerială, în lumea spirituală, valorile astea de referință se numesc altfel. Se numesc adevăr. Valoarea de referință în lumea spirituală se numește adevăr. Adevărul trebuie să fie valoarea de referință la care se raportează toate celelalte lucruri. Doar dacă cunoaștem adevărul, dacă știm care e valoarea veridică, putem să determinăm dacă un lucru este adevărat sau fals, dacă este drept sau nedrept. De exemplu, dacă spui că distanța de la Wiesbaden la Paris e 546 de kilometri, poți să ai o idee despre asta doar dacă știi cât e un metru. Și atunci îți faci imediat o idee. A, păi metru, kilometru, o mie de metri, imediat... Și ai o idee în cap. Dar dacă ți-a spune, de aici până la mine acasă, e o distanță de 400 de coți. Acum tu știi unde stau. Dar dacă ți-aș da o altă, o, o altă uh, reprezentare. La terenul de tenis la care vom merge o distanță de 500 de, de mile. Nu prea le cunoști, pentru că nu le folosești frecvent și nu ți clar această unitate sau această valoare de referință. Exact așa trebuie stabilită valoarea adevărului, ca în funcție de adevăr să putem determina dacă ceva este bun sau rău, dacă este adevăr sau minciună. Și nu știu dacă ați observat, pasajul care urmează din cartea mică vorbește despre adevăr. A observat careva? Aș fi curios. Pentru că, în primul rând, nu apare cuvântul adevăr, nu dă o definiție a lui și este greu să vezi. Însă, adevărul din acest pasaj pe care v-am recomandat să-l citiți în această săptămână, adevărul iasă la iveală tocmai prin absența lui. Tocmai prin faptul că lipsește, ne dăm seama că este vorbit, se vorbește despre adevăr. Prorocul Isaia, despre care vă spuneam că prorocește în același timp cu prorocul Mica, face o remarcă extraordinară. Adevărul S-a făcut nevăzut. În acest popor, în acest leat de oameni, adevărul s-a făcut nevăzut. Și de aceea, astăzi, deducem că trebuie restaurat adevărul. Trebuie restaurat adevărul. Și atunci când spun restaurarea adevărului, nu mă refer la o redefinire a adevărului, pentru că acest lucru ar fi greșit. Adevărul nu poate avea o valoare în funcție de timpul în care trăim, în funcție de locația în care suntem. Adevărul trebuie să fie invariabil la toate aceste lucruri. Trebuie să readucem în prim plan adevărul așa cum a fost el enunțat la origini. Așa cum a fost el din totdeauna și să privim în față adevărul în forma lui invariabilă. Pentru că suntem foarte expuși să vedem adevărul doar din anumite perspective. Și putem beneficia de restaurarea vieților noastre în măsura în care vedem și recunoaștem acest adevăr. Haideți să deschidem cartea mică la capitolul 6 și să citim mai departe ceea ce Dumnezeu ne vorbește despre adevăr, începând cu versetul 9 începând cu versetul 9 până la sfârșitul capitolului astăzi. Haideți să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău. Ascultați pe deapsa și pe cel ce o trimite. Mai sunt în casa celui rău comor nelegiuite și blestemata efă mică? Pot să o cotii eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor, de aceea și eu te voi lovi cu suferința, te voi pustii pentru păcatele tale. Vei mânca și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine. Ce vei lua dinaintea vrășmașului, nu vei scăpa, că ce vei scăpa, voi da pradă sabiei. Vei semăna, dar nu vei secera, vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu un de lemnul lor, vei face must, dar nu vei bea vin. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri și lucrează în tocmai cum a lucrat casa lui Ahab și umblă după sfaturile lor. De aceea te voi face de pomină, îți voi face locuitorii de jocură și veți purta o cara poporului meu. Un text greu, un text Provocator, însă un text care ne vorbește despre acest lucru. Și dacă suntem atenți, ni se atrage atenția încă din primul verset că Domnul vorbește. Sunt cuvintele pe care mica le transcrie, însă vreau să fii atent, dragule, în seara asta, cum începe acest pasaj. Glasul Domnului vorbește. Așa că nu lua cuvintele unui predicator, nu lua cuvintele mele, ci ia cuvintele lui Dumnezeu din acest pasaj. Și vom vedea că, în primul rând, Domnul vine și uitându-se peste poporul lui, face o radiografie. Domnul face o radiografie. Acest proces al radiografiei a început mai înainte, în această carte, când a pus această întrebare. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Apoi a continuat cu versetul 8, de data trecută, în care a spus așa, ți s-a arătat omule ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci treptatea, asta pe care ești dator să o cunoști. Acum, însă, vine și tratează sistematic această problemă ca să ajungă la rezolvarea ei, pentru a fi luată în seamă. Și încă de la început, de la început, vreau să observăm antonimele sau lucrurile contrare adevărului sau dreptății care apar în acest pasaj. În primul rând apare nelegiuire, da? comori nelegiuite. Apoi apare falsificarea, blestemata efă ceva care a fost măsluit ca să arate altfel, contrar adevărului, nedreaptă, o cumpănă, o balanță nedreaptă. Ce urmează? Greutăți strâmbe, strâmbătate. Apoi corupție, plin de silnicie, da? Corupție care cu ajutorul violenței și a oricăror mijloace se meargă într-acolo Apoi minciună care este un termen clar, îl înțelegem toți Și înșelătorie Toți acești șapte termeni apar aici în contrast cu adevărul și cu dreptatea Despre asta e vorba Dumnezeu semnalează domeniile în care adevărul ca valoare de referință a dispărut A fost ignorat și mai mult a fost înlocuit cu alte valori Efa, era unitatea de măsură pentru cereale. Pentru unii mai în vârstă dintre noi, vă amintiți că se spunea litră sau felderă pe la noi prin ardeal. Nu știu dacă voi știți termenii ăștia. Pentru ceilalți, kilogram sau litru. Da? Și uh, legea dată de Dumnezeu stipula următoarele. Să ai o efă adevărată și dreaptă. Ăsta era scris în lege. Să nu te joci cu diferite măsuri. Să ai o o măsură dreaptă și adevărată, dar această baniță în care se măsurau cerealele îi făcuseră un fund dublu. Când era goală părea lungă și când o umpleau, pac, jumătate. Și astfel când vindea o felder de porumb, da? o efă de porumb, îi vindea mai puțin. Și astfel vânzătorul era beneficiat și obținea mai mulți bani că vindea de mai multe ori cântarul sau cumpăna nu mai arătau greutatea exactă, erau măsluite. Era nedreaptă, tot din același motiv, ca vânzătorul să obțină mai mult. Greutățile de pus în balanță și ele erau strâmbe, pe ele scria un kilogram, dar aveau poate 700 de grame sau un kil jumate. Și acest lucru iarăși era stipulat în lege, să ai o greutate adevărată și dreaptă, să nu te joci cu tot felul de minciuni. Cu ajutorul acestor mijloace, textul spune că ei au obținut comori nelegiuite. de -aia erau nelegiuite, pentru că au fost, nu pentru că oamenii erau bogați, ci pentru că obținuseră aceste venituri într-un mod nedrept. Și Dumnezeu surprinde toate aceste lucruri uitându-se peste popor în radiografia pe care o face. Pentru că totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Domnul face radiografia. Toate valorile de ferință, toate absolutele au fost modificate ca unii să poată profita, să aibă avantaje. Fiecare și urma propriile standarde, așa cum am văzut, propriile priorități, propria misiune, chiar dacă pentru asta a trebuit modificată Constituția, redefinit adevărul. Stai așa, că avem noi o soluție, o redefinim. Și dacă politicienii sau cei care erau bogați, deveneau plini de silnicie și corupți și plini de violență ca să obțină lucrurile astea, poporul de rând ne spune textul că răspundeau la fel. Pentru că locuitorii lui spun minciuni. Dacă bogații, o anumită categorie de oameni, erau plini de silnicie și obțineau astea prin minciună, locuitorii lui, adică ceilalți, răspundeau nedreptății cu nedreptate. Mi-am că eram în Spania cu unul dintre colegii mei și îmi spune, mă, mie nu prea mi place aici, că în România oriunde vroiam să mă duc, dădeam ceva și imediat eram primul. Învățăm un sistem corupt și ne raportăm în acel sistem tocmai prin această corupție. Aici, în Spania, zice, nu pot să mă duc. Nu pot să mă duc nicăieri. Cu toate că am văzut toată un marocan la un ghișeu, un marocan pentru că venea din Maroc. <laughs> Și îi spusese doamna de la ghișeu când a luat pașaportul, zice, te costă 80 de euro. Nu merge cu 60? <laughs> Adevărul în contextul acestor oameni nu mai putea fi apelat. Lipsea cu desăvârșire. Totul primise altă definiție. Făcând însă o radiografie a societății noastre, dacă Dumnezeu ar sta să facă o radiografie societății noastre, bisericii noastre, familiilor noastre, oare cum arată astăzi adevărul? Se mai aplică el? Din păcate, societatea noastră nu este diferită de aceea. Pentru că astăzi adevărul a devenit relativ. Astăzi nu mai există nicio valoare care să poți să spui sus și tare, așa este. Imediat. Vei găsi pe cineva care îți demonstrează contrarul și adevărul devine relativ. Nu mai există absolute, totul vine redefinit și acea um, definiție pe care o dădea acel filozof grec, Protagoras, cu mult timp în urmă, omul este măsura tuturor lucrurilor. A devenit un standard de viață. Totul are o valoare cum o dăm noi. Cum spun eu, așa e bine. Nu mai există un adevăr suprem, ci un pluralism de adevăruri, fiecare are adevărul lui. Mie mi se pare așa. În consecință, așa mă voi raporta. Eu interpretez asta așa. Eu interpretez. Observați, totul este pe eu definesc adevărul. Societatea se străduiește din răsputeri să demoleze orice absolut și totul să fie redus la relativ. Binele și răul, numai despre asta dacă am vorbit toată seara, am putea să se facă târziu să vedem ce înseamnă bine și rău în lumina societății actuale. Toate sunt subordonate anumitor interese a celor care definesc aceste valori. Fiecare are propria lui F, propria lui unitate de măsură cu care definește lucruri. Cum până o acordăm după ureche să ne dea bine. Cum sună, cum îmi sună mie, așa va fi. Ce va fi, cum va fi bine. În radiografia pe care Dumnezeu face noul testament, fiți atenți la ce concluzie ajunge în cartea romani. Au schimbat în minciună ce? Adevărul. Cine? Oamenii. Și continuă și spună, înăbușe adevărul, adică există un adevăr. Însă oamenii îl înăbușe în nelegiuirea lor. Din nou, un antonim al adevărului. Există o campanie asiduă de a înăbuși, de a ascunde adevărul și de a ridica la rang de absolut minciuna. Astfel că societatea în care trăim, și aici este partea ciudată, definește zilnic, într-un mod nou, binele și răul. Nu e că l-a redefinit. Astăzi e așa, dar mâine va fi altfel. Ca să se plieze dorințelor acelei zile. Nu se mai știe în mod practic ce bine și rău. Dar mai mult decât atât, nu se mai știe ce e bărbat și ce e femeie. Noi ăștia mai bătrâni mai știm. Dar generația nouă este indusă să nu mai știe. Ești manliș, vaibliș, o de divers. Um, un câine are drepturi mai multe ca un nou născut. Ca un copil. Sexualitatea este redefinită. Frumosul este interpretat în ochii privitorului. Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îți place. Nu contează că toată lumea te vede urât și îți atrage atenția. Mă, nu-ți stă bine. E frumos că îmi place mie. Totul e redefinit. Fericirea este înțeleasă prin prisma ceea ce ai. Are, deci e fericit. A fost, a postat, e fericit. Înțelepciunea are a, 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 a degenerat și dacă ești cu cât mai prost și faci o glumă cât mai nebunească, ești considerat mai înțelept. Peste tot. Dacă faci o tâmpenie cât mai mare, devii viral, parcă așa se zice, nu? Și cool, da. Totul este în schimbare și se îndepărtează de la ceea ce odată, la origini, cândva, a fost definit de Dumnezeu ca fiind un Absolut. Însă această filozofie relativă și pluralismă nu o vedem doar afară. Am vorbit acum până acum despre lume. Acum ne întoarcem la biserică, între noi. În poporul lui Dumnezeu nu rar vei mai găsi doi oameni care să spună înțeleg cuvântul Domnului așa. Și când nu mai sunt de acord, unul dintre ei pleacă și într-o altă misiune. Și începe o altă lucrare sau plantează o altă biserică ca să facă lucrurile cum vrea el. Și acolo va dirija totul după propriile lui unități de măsură. De aia, dacă vei citi pe Wikipedia despre creștinism, creștinismul este o mișcare care de-a lungul anilor a suferit infinite, aș putea să spune, separări. Vorbim despre marea schismă care a despărțit catolicii de ortodoxi, dar de atunci încoace, Câte denominații sunt? Poate să le numere cineva? Când auzi despre 36.000 de, de denominații creștine, cum poți să interpretezi lucrul ăsta? Ce este? Fiecare a luat o parte de adevăr, l-a ciuntit și a făcut ce o vrut din el. Și adevărul suprem decretat de Dumnezeu a fost uitat, a fost lăsat de la o parte și teoriile unor teologi, altă dată ale unor filozofi, altă dată ale unor sociologi, au fost puse mai presus de adevărul lui Dumnezeu. Și spun, a, nu, străim o societate modernă, ne-am emancipat, trebuie înțeles adevărul astfel. Însă uităm că Dumnezeu, în cartea Isaia, tot în perioada acestui popor, vine și spune un vai, un vai groaznic, vai de aceea ce numesc răul bine și binele rău ce au făcut Au fost relativ. Nu e chiar așa de rău și nici asta nu e chiar așa de bine. Că dacă te duci și încerci să o ajuți pe o bătrânică, tu dacă vrei să-i furi geanta și nu se poate să te mai apropii de o bătrânică, tu dacă îi dai o bomboană la un copil pe stradă, tu de fapt îl molestezi, nu mai poți, totul e redefinit. Vai de cei care spun că întunericul e lumină și lumina întuneric. Și pentru iubitorii de dulceață, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune, vai! E cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este contrariat puternic de cei care își permită să redefinească adevărul și dreptatea. Îi supără tare. Și atunci, omul, foarte, cum să zic eu, înțelept, a găsit o soluție. Îl redefinește pe Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu nu se potrivește cum vreau eu, îi dau eu definiția lui Dumnezeu. Și oamenii definesc pe Dumnezeu, spiritualitatea, religia, evlavia, slujirea. Totul este redefinit. Pentru că nu există un concept absolut, totul se clatină în relativ. Și dacă totul este relativ și noi dăm definiția lucrurilor, dacă omul îi măsura tuturor lucrurilor, noi spunem, nu există iad. Nu există pedeapsă. Nu există Dumnezeu așa. Și dacă vă amintiți, asta, exact asta a făcut dinastia omeriană, pomenită aici, în acest text, cu câțiva ani înainte. Omri, acest nume care îi amintit în locul acesta, într-o zi au spus, mai eu nu mai vreau să am capitala la Tirța, eu mă duc și o fac la Samaria. O cumpăr, am bani, o cumpăra terenul, o făcut altă capitală, o făcut alt oraș Ahab vine și a început să se închine la zei străini. Ahab, fiul lui, vine și mai mult decât atât, face un altar lui Baal în mijlocul cetății. Și se căsătorește cu Izabela și mai aduce și niște stâlpi pe care îi închină Astartei. Și tot poporul a... Care popor? Poporul Israel, poporul ales și iubit de Dumnezeu. O spus, ăsta e Dumnezeu nostru ăla care scrie în legea lui Moise nu ne lasă să facem lucrurile astea. Avem noi altul, nicio grijă. De aia vine și spune că umblă pe toate, în toate deciziile lui Omri și a lui Ahab. Au redefinit totul. Și despre acești doi regi spune cartea împăraților că au fost mai răi decât toți cei care au fost înaintea lor. Mai răi după ce grilă de evaluare? După lui Dumnezeu. Pentru că după lor nici ei, nici societatea din timpul lor nu era de această părere. Poate că familia lui Nabot și a lui Ilie, că erau singuri care au fost prejudicați acolo, dar în rest era împăratul, țara mergea bine și aș vrea să facem această remarcă. În vremea lui Omrin și Ahab erau bani, era bunăstare și în vremea lui Mica la fel. Pentru că omul, pe măsură ce trăiește tot mai bine, necesitatea sau. Dorința de a rămâne dependență de Dumnezeu scade, 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 pentru că se încrede în idolii despre care am vorbit cu ceva timp în urmă. Siguranța, autosuficiența, resursele, spune, acum Dumnezeu, mă scapă Dumnezeu, dar eu dau 500 și rezolv și eu. Ne regăsim oare și noi în această radiografie? Nu e așa că dacă suntem onești recunoaștem toate aceste aspecte ale relativismului și pluralismului peste tot în mijlocul nostru, în societate, din păcate și în biserică de multe ori? Când ne uităm în Europa în care trăim, ce standarde mai are, după ce se ghidează, nu vedem toate aceste lucruri, niciun adevăr? Nu e așa că și noi am ajuns să decupăm un Dumnezeu din hârtie creponată, să-L facem cum ne place nouă, și am uitat că Dumnezeu trebuie să-și găsească plăcerea noi. Neglijăm acest adevăr și spunem, a, stai așa că îți explic eu cum e Dumnezeu. God is love. God is love. Însă, după efectuarea acestei radiografii, vine și este prezentat diagnosticul sau rezultatul. Și Ni se spune în felul următor că acest popor bolnav duce lipsă de toate vitaminele elementare ale adevărului și ale dreptății. Și se orientează doar după propriile păreri. Ăsta e rezultatul trist. Pentru că relativitatea se poate susține doar prin toleranță. Relativitatea se va putea susține doar prin toleranță. Pentru că dacă totul e relativ, relativul meu trebuie să tolereze relativul tău. Eu am părerea. Aceasta. Dar ca tu să poți avea părerea ta, trebuie să ne tolerăm reciproc. Și totul devine o încercare de tolerare. Toleranța este filtrul principal în detrimentul adevărului. Totul trebuie tolerat. Nu mai ai voie să ai niște valori după care să gestionezi lucrurile, ci trebuie să tolerezi. Și vreau să specific de la început că toleranța în sine este un lucru bun. Toleranța are o parte pozitivă pentru că a tolera înseamnă a avea înțelegere. Să-l tolerez pe Radu, care are cinci copii, ai o anumită înțelegere pentru că știi, este dificil să ai cinci copii mici toți odată. Da? Asta e partea, partea corectă a toleranței. În măsurile fixe sau în servicii cei care lucrați în domenii tehnice, știți că peste tot, la orice măsură, există o marjă de toleranță un grad de toleranță. Atunci când schimbi o ușă, iei ușa, măsori și spui, lasă 3-4 cm de toleranță, că ea se există și în funcție de domeniu, toleranța sau marja asta de toleranță e mai mare sau mai mică. Dar toleranța devine o problemă când se impune ca fiind valoare. De exemplu, în societatea noastră, nu se mai pune problema să tolerezi o minoritate indiferent de care ar fi ea, de ce ordine ar fi, căi uh, etnică, căi sexuală, căi știu eu, ideologică, ci în numele toleranței, acea ideologie se impune tuturor celorlalți. În numele toleranței. Toleranța sau această abuzare a toleranței duce la excese care nu fac altceva decât ca în timp să deterioreze tot ceea ce este adevăr sau a fost vreodată adevăr sau dreptate. Toleranță. Astăzi trebuie să tolerăm copiii care țipă pe stradă și se aruncă pe jos în orice loc. Sau care își lovesc părinții. N-ai ce să faci, trebuie să știi așa e el. trebuie să tolerăm dezordinea și mizeria. Totul trebuie, să, trebuie, tolerat. Trebuie să tolerăm în cadrul statelor creștine orice practică a oricărei religii creștine. Ia du-te tu la ei în țară, vezi cât te tolerează ei, asta ca o paranteză. Trebuie tolerat totul. Trebuie să tolerăm orice orientare homosexuală. Pentru că dacă nu, devine discriminare. Cine e mai obligat în cazul ăsta? Minoritatea sau majoritatea? Eu văd că majoritatea e obligată. Și trebuie să tolerăm toate ideile de trotinete electrice și să schimbăm structura orașelor, chiar dacă lucrul în sine nu aduce niciun profit pe largă durată. Așa, ca o ideologie de moment, da, dar apucându-te să, să implementezi anumite lucruri, intri într-un cerc vicios care nu se mai termine niciodată. Și termenul de adevăr are un alt nume acum. Politic corect. Nu trebuie să mai fie adevărat. Trebuie să fie politic corect. Asta spune toleranța. Și acest politic corect vine în detrimentul tuturor valorilor. Problema care arde mai tare decât ce am spus până acum este că în interiorul cetății, pentru că glasul Domnului strigă cetății, în interiorul poporului Dumnezeu, tolerăm copii obraznici, tolerăm dezordinea, tolerăm impuritatea sexuală și toate celelalte. Pentru că dezvoltăm o toleranță față de păcat în numele dragostei. O toleranță față de păcat. În numele dragostei. Toleranța trebuie să fie un har acordat păcătosului, persoanei, nici de cum, nici de cum o îngăduință pentru păcatul în sine. Păcatul trebuie condamnat, păcătosul salvat, restaurat, ridicat. Dar tolerând, într-o societate a toleranței, nimeni nu mai are curajul și determinarea să condamne și să spune asta e rău dacă ai spus asta e rău, slujirea în modul ăsta îi rea, dacă ai determinat negru pe alb, îți spun eu, când ai mâna la sfârșit cu frații, că mi s-a întâmplat, o să ai parte și de una și de alta. Lucrurile în care ai determinarea să spui, trebuie să fie așa. Nu, nu se mai poate, pentru că societatea relativistă și pluralistă în care trăim, și-a impus amprenta asupra noastră. Astfel că dispar următoarele elemente. Abstinența sau înfrânarea. Da? Nu, că îmi place. Dar știu că mi-e rău, dar asta este. Abstinența, cumpătarea, disciplina. Nu mai poți să aplici disciplină. Cum să aplici disciplină dacă trebuie să tolerezi? Așa e el. El, după ce mănâncă a șaptea prăjitură, o vrea și pe a opta. Trebuie să-i o dau. Îi fiul meu e fiica mea, asta este. To -ă, dispare disciplina, dispare întrebarea, îndreptarea, pardon, și trebuie eliminată ideea de pedeapsă, că dacă e toleranță, nu mai poate exista o pedeapsă. Și astfel, din toată această ideologie, dispare iadul. Păi iad pentru ce, dacă totul e relativ? Dacă eu sunt măsura lucrurilor, dacă eu determin ce e bine și ce e rău. Cum adică să ajung în iad? Ce prostii vorbește acolo? Ce iad? Nu există. Pentru o societate care definește ea însă ce e ce adevărat și fals, ea, ea definește și care e destinația. A, nu se poate. O să fie bine. Și ajungem la universalism. Pentru toți o să fie bine. Super. Doar că în contextul nostru, în acest text, nu știu dacă ați fost atenți sau dacă v-a atras atenția, în mijlocul textului este o întrebare. O întrebare grea. Pot Socoti eu curat? Adică pot tolera eu? Întreabă Dumnezeu de data asta. Pot socoti eu curat? Dragul meu, problema apare în momentul în care noi tolerăm ceea ce Dumnezeu nu tolerează. Problema apare în momentul în care noi tolerăm ceea ce Dumnezeu nu tolerează. Este îndeajuns să ne reamintim cum s-a definit pe sine Dumnezeu care spune că nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea. Asta o spune el în cartea Exod. După ce îi adună, după ce îi aduce la templu, după ce îi pune împreună. Da, Dumnezeu e un Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare. Dar când vine de vorba de absolutele lui, de valorile lui, de adevărul său, când vine vorba de păcat, nu există toleranță la Dumnezeu. Și vreau să vă duc două exemple din scriptură. Vreau să ne uităm în cadrul sau în contextul Vechiului Testament la prima slujbă care a avut loc la cort. Totul era nou. Trompetele lustruite, totul, chitările noi acordate, la proaspăt, nicio zgârietură, tot s-au dus la cort. Și s-au închinat Domnului. S-au închinat împreună și când s-a terminat închinarea, doi dintre preoți, Nadab și Abihu, fiii marelui preot, Aron, au ieșit în față să facă moderarea și să se roage pentru popor. Și au ieșit cu cădelnițele să ardă tămâie. Și fiind acolo în fața poporului, și-au scos brichetele și-au dat foc la cărbunii ăia. Și-au început să se roage. În momentul acela, spune Scriptura, a ieșit un foc, și au ars, i-a mistuit, înțelegeți asta? Au ars în fața tatălui lor. Tatăl s-o să mira la ei. Wow! De ce? Pentru că Dumnezeu le spusese un lucru. Când pui foc în, tămâi, în cădelniță, să-l iei de pe altar. Ape pentru atâta lucru. Apoi ce au făcut? Că doar tot foc a fost. Ce dacă a fost din bricheta lor? Unde-i toleranța lui Dumnezeu, dragule? unde e toleranța lui Dumnezeu? Era prima slujbă la cort. Dacă la prima întâlnire le-ar fi permis asta, în a doua nu mai exista nici lege, nimic. Păi dacă Dumnezeu nu pedepsește nimic, o da numai lege așa. Hai să mergem în Noul Testament. În Noul Testament, după înălțarea Domnului Isus, se naște biserica. La una dintre primele ei întâlniri, erau toți acolo în sală și se face colecta. Trece coșul cu colecta și era un cuplu acolo. Pe soțul chema Nania și pe soție Safira. Și când trece colecta, pun banii și după ce pun banii în coș, cântă cântarea cu tot ce am, mă dăruiesc. În momentul ăla, în mijlocul bisericii, eu trăznit pe amândoi. De ce? Păi și-o mai ținut câțiva bani în buzunar, să ai a doua zi de pâine la lucru. Ceva rău? Nu. Însă l-au mințit pe Dumnezeu și au spus, cu tot ce am, Doamne, totul îți pun înaintea ta minciună. Unde este toleranța lui Dumnezeu care în acel moment, de începuturi ale bisericii, i-o trăznit pe amândoi? Dumnezeu își construiește biserica sa și vrea să ne facă atenți, din prima ei întâlnire, că nu tolerează păcatul. Ai grijă cum te joci cu Dumnezeu în privința toleranței. Pentru atâta lucru ai putea să spui. Dar erau banii de pâine pentru a doua zi. Nu, era minciuna pe care și-au permis să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Câți dintre noi ar mai trebui să fim azi în viață, oare? Chiar credem noi, chiar considerăm noi, sau de ce considerăm noi că Dumnezeu cu noi și-ar tolera standardele? Amintește-ți întrebarea centrală Pot socoti eu curat? Pot socoti eu curat, ce Dumnezeu? Poți tu, dragul meu, tolera ceea ce Dumnezeu nu tolerează? Dacă mai ai suflare în tine, că am pus mai înainte întrebarea câți dintre noi am mai fi în viață, dacă astăzi încă inspiri și expiri aer și ești o ființă vie, este doar... Pentru că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă și te mai așteaptă să te pocăiești. Atâta. Nu uita că oricine ai fi și oricum te cheamă și oricât de multă, mulți bani sau poziția ai avea, plata păcatului este moartea și Dumnezeu nu se joacă cu acest principiu, cu acest absolut. Oare de ce ne permitem să ne complacem în toleranță, să spunem... Hai mă să fim serioși! Hai să fim serioși! Așa că în urma radiografiei s-a detectat că relativitatea a înlocuit adevărul și rezultatul este că suntem bolnavi de toleranță toți. Și urmează în acest text să fie anunțate repercusiunile. Ce va urma? Ce se va întâmpla în cazul bolii tale? E ca la doctor, te duci, îți face prima dată razele, apoi spune diagnosticul și apoi spune încotro te îndrept. Mai ai câteva luni. Uh, nu e nicio problemă, cu asta poți să mergi până... Depinde. Repercusiunile urmează în acest text. Și se împart în trei categorii. Pe de o parte, repercusiunile naturale sau consecințele numim noi. Consecințe. Lucruri care derivă direct din neaplicarea adevărului. Aș vrea să te întreb. Dacă bași mâna în foc, și ai arsuri de gradul 3. E o pedeapsă sau e o consecință naturală? Păi, normal că dacă pui mâna pe plită și te arzi, e normal, așa se întâmplă. Deci nu e o pedeapsă. Ăsta nu-i blestem. Și pasajul din roman din care am amintit astăzi vine și spune că au primit în ei înșiși plata pentru neascultarea lor. Cu alte cuvinte, dacă tu te joci, dacă tu rămâi, dacă tu îți permiți să trăiești în aceste neadevăruri, vei suferi următoarele consecințe. Și în versetele care sunt în acest text, în mod special versetul 14 și 15, ne atrag atenția asupra acestui lucru. Hai să ne uităm. Oamenii sunt lipsiți de împlinire, dacă vedeți, și de roadă. Lipsesc astea două lucruri, din orice om. Oricât ar mânca, Există un alt restaurant, într-un alt oraș, pe o altă plajă, pe un alt munte, care dacă ajungem să mâncăm meniul ăla, va fi tare. Până atunci, nu se satură niciodată. Oricât de mult pun deoparte, Cornilescu este singurul care te aduce aici ceea ce vei lua din fața dușmanului. În celelalte versiuni este tradus ceea ce vei pune deoparte. Ceea ce vei pune deoparte, lucruri pe care le economisești. Oricât de mult pun deoparte, nu pot beneficia de aceste economii. Că au schimbat adevărul. Acesta e rezultatul direct și inevitabil al relativismului. Dacă noi spunem în teorie că totul e relativ, că nu există adevăr, atunci hai să fim consecvenți până la sfârșit să spunem că nu există nici un rezultat adevărat. Tot e relativ și la nivelul... Nu știm ce vine, nu știm cum, exact așa se întâmplă. Semeni, da? Semeni ceva, dar te lași. A, nu a ieșit așa cum am vrut, dă un col. Și nu mai ajungi la secerat. Așa spune, se seamănă, dar nu secere. Te apuci de ceva, începi ceva, dar nu e sigur că iasă bine, n-ai rezultate pe care să le poți cuantifica mâine, spui, a, păi n-are rost să mai predic și așa, nu a venit nimeni în față și așa, nu s-a întors nimeni în ultimele doi ani, nu mai predic. Pentru că dacă totul e relativ în teorie, atunci totul să devine relativ și în practică. Mai departe, după ce seme, nu te mai ocupi de straturi, ci a, mă apuc de stors măsline. Și te apuci acolo la roată, dar a, nici asta. Te plictisești și de aia repede și te duci și faci must. Dar n-ajungi niciodată să bei vinul ăla. De ce? Pentru că e urmarea naturală a faptului de a fi relativ. A, cred că nu, cred că oricum nu. Totul devine relativ. Nicio o roadă, Nicio satisfacție. Și poate că vă amintiți acea cântare care se cântă începând de prin anii 65-a lui Mick Jagger, I can get not satisfaction. O cântare, un cântec în limba engleză de la Rolling Stone, care explică clar ceea ce omul trăiește când trăiește acest relativism. Când nu există nimic după care să te dirijezi. I can get not satisfaction deoarece nu acceptăm că există un adevăr suprem care ne definește existența, alergăm după propriile noastre himere, uităm că noi am fost creați, am fost destinați să ne găsim plăcerea și împlinirea în adevărul pe care Dumnezeu l-a decretat. Și suntem neîmpliniți și nu avem niciun rod. Aș vrea să te întrebi, să te întrebi tu singur, oare dezamăgirea și neîmplinirea și nerodirea pe care o guști? nu este tocmai pentru că te, 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 te dirijezi după propriile tale adevăruri și ai renunțat la adevărurile lui Dumnezeu? Nu este pentru că ți-ai ales tu adevărurile tale? Aș vrea să te întreb singur și să vezi, mă, poate de-aia nu sunt niciodată împlinit, niciodată satisfăcut, niciodată nu duc nimic la bun sfârșit, niciodată, niciodată. Întreabă-te! Al doilea, Set de repercursiuni desemnate aici sunt cele derivate din pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu intervine și pedepsește păcatul și nesocotirea adevărurilor sale. De aceea, eu te voi lovi cu suferință. Un Dumnezeu drept, așa cum cântam la închinare. La un moment dat, Dumnezeu intervine și spune, celelalte traduceri folosesc aici cuvântul boală, eu te voi lovi cu boală. Dumnezeu? A, nu se poate. Ba, uite că se poate. Te voi pusti pentru păcatele tale. Dacă îți permiți să tergi te adevărul lui Dumnezeu, vei, vei, vei suferi pe lui Dumnezeu. Și în pasajul din Romani, ne spune așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Vedeți și acolo: nelegiuire, necinstire totul în contra adevărului. Când tu te pui, mânia lui Dumnezeu se descoperă. Și aș vrea să te atenționez, nu te amăgi spunând, bă, eu oricum, la mine nu s-a întâmplat. Nu se poate să fie adevărat, că pot să continui așa, că la mine nu se întâmplă. E doar harul nemeritat pe care Dumnezeu ți-l acordă. Și așteaptă ca tu să -i iei în serios. Ia minte la harul lui și schimbăți viața. Pentru că atunci când tolerești ceea ce Dumnezeu nu tolerează, te va ajunge pe deapsa lui Dumnezeu. Mai repede sau mai târziu și fii atent, va fi pentru eternitate. Și mai există un aspect al repercursiunilor asupra reputației, subliniat în ultima parte a pasajului. Aici vedem cum spune Dumnezeu că sunt considerați uh, toți cei care își permit să tolereze prin relativitate adevărul. Te voi face de pomină. Adică, toți vor auzi de tine, da? Alte cântări spun că se vor fluiera cântece de bagiocură împotriva ta. Al doilea, îți voi face locuitorii de bagiocură, bagiocură. Înțelegeți cuvântul? Și al treilea, și veți purta o cara, rușinea poporului meu. Recunoști. În această descriere, toată rușinea și dezonoarea specifică unei case de toleranță, te voi face de pomină. Îți voi face locuitorii de bagiocură și veți purta o cara. Lumea seculară a ales să denumească bordelurile și locurile astea răufamate de prostituție cu nume mai rafinat și anume. Casa de toleranță. De ce? Pentru că în societățile puritane, victoriene, societatea a început să tolereze astfel de activități. Ce anume? Au devenit toleranți cu prostituția, au devenit toleranți cu exploatarea femeii, cu adulterul, cu infidelitatea față de partener și o astfel de locație era o rușine pentru întreg orașul, pentru întreg cartierul și toți cei care frecventau asemenea locații erau stigmatizați. Aveau o rușine de îndurat. Uuuh. Dragul meu, când familia, când biserica sau societatea își permite să neglijeze adevărul lui Dumnezeu și apoi să le elimine, devine o josnică casă de toleranță. Fii atent la ce spun, pentru că biserica aceea, fără pată și fără zbârcitură pe care o va prezenta fiul înaintea tatălui, se va identifica ea oare cu o casă de toleranță? Nu mai ținem cont că biserica este o altfel de casă, definită astfel, casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu și fiți atenți, stâlpul și temelia adevărului. Vrem să fim caracterizați de reputația casei de toleranță și să avem astfel parte de repercusiunile pedepsei lui Dumnezeu sau de puritatea miresei îmbrăcată în in subțire și curat. Și dacă ți se pare că astăzi sunt dur și am ales termen grei prin această casă de toleranță, te rog să deschizi cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel 14, unde ți-am spus să-l citești acasă. Și vei vedea că neglijarea adevărului este numită fără menajamente, prostituție, adulter și curvie, fără să facă economie de cuvinte. Capitolul 16 din uh, Cartea Prorocului Ezechiel devine repugnant când îl citești și descrie so uh, situația unui Israel care ajunge să fie o casă de toleranță. Dar din fericire, textul nu se termine așa și vine și nu ne prezintă doar radiografia, doar rezultatul și repercursiunile, ci în al patrulea rând vine și ne aduce rețeta. Rețeta pentru un tratament. Rețeta ca să ne revenim. Rețeta ca să fie iarăși bine. Pentru un sănătoșire. Pentru un tratament potrivit și eficace. Problema este că rețeta e simplă și uitându-te la ea, e ca și cum te uiți la pastilă și spui, bă, dar eu de o săptămână, de două săptămâni în pat cu febră, poate pastila asta să-mi facă ceva? Fii atent ce mică -i. Nu se poate. Exact așa e și rețeta ascunsă în acest text, dar spui, măi, prea simplă, nu se poate să fie chiar așa, mă. Ai descris 40 de minute problemele societății și acum vrei să-mi spui că rețeta e simplă. Însă, prin simplitatea ei, vine și ne spune așa, când glasul Domnului strigă cetății, atunci omul înțelept se teme de numele Lui. Glasul Domnului strigă cetății, omul înțelept se teme de numele Lui. Adevărul, dragii mei, nu-l putem restaura pe baza propriilor noștri parametri, ci trebuie să luăm seama la glasul Domnului care definește adevărul. Adevărul îl deține Dumnezeu și pentru a putea restabili adevărul, ca valoare de referință este nevoie să te întorci la Dumnezeu, la origini, la ceea ce a spus El că este adevărat. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, înaintea crucificării, stă cu ucenicii și se roagă Tatălui. Și în conversația aceea intimă pe care are cu Tatăl, spune, cuvântul tău este adevărul. Eu li l-am dat. Eu li l-am dat. Și adevărul, dragii mei, este unic, este veșnic sau etern, este absolut, este imparțial și este corect. Astea sunt proprietățile adevărului pe care îl aduce Dumnezeu înaintea noastră. Și glasul acesta lui Dumnezeu a fost transcris în această carte. Pe de-o parte de profeții vechiului testament, de oamenii pe care Dumnezeu i-a avut în vechime și, pe de-o parte, de apostolii care au scris Noul Testament. Ăsta este glasul lui Dumnezeu pe care noi-l avem în întregime, în totalitate, ca să-l auzim, ca să știm ce e adevărul. Și propoziția spune astfel, omul înțelept se teme de numele Domnului. Aș vrea să te întreb, cuvântul lui Dumnezeu ce produce în tine? Produce teamă de Dumnezeu? respect, evlavie, devotament față de Dumnezeu, o teamă sfântă, da, chiar și o anumită măsură de frică. Produce cuvântul acesta când auzi despre Dumnezeu sau doar îl citești ca să faci pe lista ta de tudu. Am citit astăzi, am citit astăzi. Pune Dumnezeu, pune Fiul lui Dumnezeu când era pe pământ o întrebare profundă. Cum citești în ea? Referindu-se la Scriptură. Cum citești în ea? Însă rețeta nu se oprește la a identifica adevărul, ci spune ăsta e adevărul și vine și mai spune cel de-al doilea cuvânt. Foarte simplu. Ascultați. Ascultați pe deapsa și pe cel ce o trimite. Adică nu doar auziți, ci împliniți ceea ce auziți. Ceea ce găsiți în cuvânt, mergeți și puneți în aplicare. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singur, spunea Apostolul Iacov. Și trebuie să fii atent că vine și spune ascultați pedeapsa. Să nu uiți că există o pedeapsă pentru cel care nu respectă adevărul lui Dumnezeu sau se complace să trăiască în neadevăruri. Și întrebarea, din nou, cât de mult aplici ceea ce știi? Nu mi-am programat să spun întrebarea asta, însă iasă din text. Am spus-o și data trecută și cred că Dumnezeu insistă în dreptul nostru în această direcție. Auzi și dacă auzi, asculți? Pui în aplicare? Sau doar ai auzit, știi și atât? Prima dată, glasul Domnului vorbește și tu ai datoria să asculți. Vreau să specific în încheiere că ascultarea ta nu va produce mântuirea ta, ci faptul că tu cauți să asculți ceea ce îți transmite Dumnezeu este dovada faptului că l-ai primit pe Dumnezeu, că ești copilul lui Dumnezeu. E o operație inversă. Că te-ai predat lui, se va vedea pentru tine, în primul rând, dacă ești doritor să asculti de ceea ce el îți spune. De ce spun asta? Haideți să ne întoarcem la întrebarea centrală a textului, care spunea: Pot socoti eu curat? În dreptatea sa, Dumnezeu, ca să nu te nimicească și ca să nu mă nimicească, a găsit o soluție. Chiar dacă întreaga noastră viață a fost o robie, în casa de toleranță, Dumnezeu pentru că a văzut imposibilitatea noastră de a ieși de acolo, că eram robi, am văzut atâtea documentare cu femei care au ajuns în case de toleranță și care cu niciun chip nu mai puteau ieși din acea mafie. Niciun chip. Și care peste ani, salvate fiind de forțe exterioare, aveau câte un documentar la, te la, la televizor. Așa am fost și noi, robi. Dumnezeu a văzut și păcatul nostru l-a plătit în Domnul Isus. Și fiți atenți. Căci toți au păcătuit, toți am fost robi în casa de toleranță și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și suntem socotiți. Pot socoti eu curat? Da, vine și ne dă răspunsul. Și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos. Haleluia! Haleluia! Din această stare josnică există o salvare. Suntem socotiți, neprihăniți singura cale pentru restaurare, pentru redresarea vieții tale este să vii la Hristos. Suntem socotiți neprihăniți prin răscumpărarea care este în Hristos. Singura șansă e să vii acolo. Problema care se pune, unde am spus că trebuie să fii atent. Atunci când vii la Hristos, nu mai poți tolera relativitatea. Valorile pervertite. Pentru că spune Scriptura, Harul și adevărul au venit prin Hristos. Tu când vii la Hristos, vii la adevăr. Nu mai poți să ai două măsuri. Nu mai poți să spui și așa. E doar așa. E Hristos. El vine și spune, eu sunt calea, sunt adevărul. Nu adevărurile. Nu un adevăr dintre multele adevăruri. Nici de cum. Eu sunt adevărul. Unic, suprem, absolut și viața. Și dacă îți permiți să relativizezi adevărul, îl relativizezi pe Hristos. Dacă te joci cu relativitatea și spui și așa, și așa, tu de fapt îl relativizezi pe Hristos, spui Hristos e așa, și așa, așa. Dacă, dacă tolerezi ceea ce adevărul lui nu tolerează, tu îl uh, incluzi pe Hristos în reputația unei case de toleranță și spui, a, nu, se poate. Și îl necinstești. Cei care au trăit în vremea lui l-au văzut, l-au văzut în modul lor de comportament și i-au spus următoarele. Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni. Căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Nu în închipuire. Învățătorule, știm că spui adevărul în orice situație și calea pe care tot. Știau. El. Doar Isus este adevărul suprem și neschimbător, ne neclintit, de la începutul vremurilor. La început era Cuvântul și Cuvântul este adevărul, da? Și până la sfârșit, când se va arăta călare pe calul alb și are o inscripție. Cel adevărat. De la început la sfârșit. Există un singur adevăr. De aceea, venind la Isus, veți putea cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Liber de ce? Vei fi eliberat în sfârșit de robia neînduplecată a casei de toleranță în care am trăit și vom putea trăi după valoarea de referință adevărului. Dar dacă continuăm în relativitate și toleranță, vine din nou Scriptura cu întrebare. Și Apostolul Pavel o formulează în scrisoarea către Corinteni în felul următor. Înaintea tuturor păcatelor, înaintea tuturor lucrurilor grave, el vine și pune întrebarea așa. Nu știți că cei, citiți voi, nu știți că cei ne Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ne Primul lucru, înainte de curvie, de sodomie, de malachie, de tot ce este pus acolo. Nu știți că cei ne care au schimbat adevărul lui Dumnezeu, nu vor moșteni împărăția. De aceea, astăzi te provoc din nou la o decizie. Te provoc să nu ratezi această zi a cercetării când Dumnezeu încă îți mai arată har și încă îți vorbește. Ai șansa să fii îndreptățit și justificat astăzi prin Hristos. Nu rata șansa asta. Renunță la încăpățânare și la neadevărurile care te-au înconjurat. Nu o să fie chiar așa rău cum să predică. Nu se poate să fie chiar așa. Nu se poate ca un Dumnezeu bun să pedepsească. Pe câți ne-ați auzit spunând lucrul ăsta? Mi-am de colega lui Laura. Nu? Pentru că ne rugăm joia. Nu se poate. Cum se poate să cred într-un Dumnezeu care permite atâtea lucruri de copii nevinovați care să moară? Mor din cauza lui sau din cauza lăcomiei noastre? Mai este timp și mâine. Alt neadevăr. Că viața merită trăită. Am timp. Trebuie să. Da, merită trăită, sigur. Dumnezeu are și rețeta pentru asta. Ia minte astăzi la radiografia care se face, ține cont de rezultat și evită repercursiunile urmând rețeta. Așa, să ne ajute Dumnezeu. Te provoc să ne ridicăm în picioare și te provoc să vii la Isus. Te provoc să îmbrățișezi adevărul, să nu te mai desparți de El, să nu-L mai vinzi, să nu-L mai negociezi cu nimic, să nu-L neglijezi, ci să trăiești după adevărul care e revelat în cuvânt. Dragul meu, mai este un lucru. Spune că ți este dat Duhul adevărului care să te ajute. Duhul adevărului te locuiește, te poate locui. Și Duhul lui Hristos este numit în Scriptură tot Duhul Adevărului. Nu rata asta. Lasă-te locuit de Duhul lui Dumnezeu. Este vremea să restaurăm adevărul. În primul rând noi, cetatea lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Haideți să ne rugăm împreună.